După ce au analizat situația unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiu, consilierii locale au ajuns la concluzia că domeniul educației nu va avea de suferit cu o școală în minus la Slatina. Astfel, în ultima ședință de consiliu, aleșii locali au votat ca în anul școlar 2017-2018 Colegiul Agricol Carol I să nu se mai regăsească în rețeaua școlară a unităților de învățământ. Motivul pentru care acest colegiu urmează să fie desființat este numărul mic de elevi și rezultatele proaste înregistrate de liceenii de aici în ultimii ani la examenul de bacalaureat. Astfel, Colegiul Agricol Carol I nu va mai avea personalitate juridică și va fi absorbit de Colegiul Economic PS Aurelian. Doi profesori de la Economic au cerut explicații consilierilor locali, revoltați că nici măcar nu au fost informați din timp în legătură cu această decizie. Întrebul politic la plecat de la Liceul Economic este total împotriva acestei modificări, pentru că simte că se face în interesul Colegiului Agricol și în detrimentul colegiului nostru. În momentul în care un liceu are specializări mecanică, cred că orientarea ar fi fost către un liceu similar. Nu este niciun fel de problemă, dar cred că până se ajungă la ridicatul unei inimitate și votat cu asta, nu a unor oameni, ci a unor familii și nu puține, ar fi trebuit să fim informați și noi. Răspunsul președintelui de ședință a lămurit situația. Liceul economic va deveni centru bugetar pentru, și pentru liceul agricol Carol I. Vor funcționa ca două entități separate, numai că din punct de vedere bugetar și administrativ, conducerea va fi la dumneavoastră, la liceul economic. O situație asemănătoare s-a mai întâmplat în Slatina atunci când Colegiul Tehnic Ion Mincu a fost absorbit de Colegiul Tehnic Alexe Marin.